Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. În seara aceasta s-a citit un text care face parte dintr-o secțiune un pic mai mare și aș vrea să vorbesc din primele patru versete care de fapt nu au fost citite, primele cinci versete și să abordez o temă care e mai puțin abordată nu știu de ce, dar ar trebui să insistăm mai mult pe linia asta, și anume păcatul pe cale de dispariție. Să vorbim despre păcat. Textul de mai sus, din versetul 1, ne relatează următorul lucru. La Domnul Isus au venit niște oameni, spuneau venit unii, scrie în versetul 1, și au început să-i spună Domnului Iisus ce se întâmplase cu niște galileeni. ăștia erau știriștii pe care îi iubesc mulți și din vremea noastră. Și au început să-i spună, Doamne, știi ce s-a întâmplat? Pilat, Pilat, i-a luat pe unii și i-a jertfit acolo, a amestecat jertfele lor cu sângele lor. Și Domnul se uită la ei le cunoaște gândurile și începe să le vorbească despre total altceva. Total altceva. Și le spune așa. Credeți voi că ei au fost mai păcătoși decât voi sau decât alții? Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Domnul să ne ajute să ne pocăim. Amin. Și în 2023. Și apoi. Domnul reia, că știa ce era în mintea lor. Și reia iarăși un fir de știre și spune, mai știți voi de 18 inși care au fost nimiciți, că a căzut un turn peste ei. Credeți voi, spune, că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni din Ierusalim. Nu, a zis Domnul. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Daților și surori, este o problemă destul de gravă pentru noi, problema asta a dispariției, în ghilimele, a păcatului, că nu suntem noi mai sfinți decât cei care au trăit acum 100, 1000, 2000 de ani, diavolul e același și păcatul este același. Dar o să vedem imediat ce înseamnă până la urmă păcatul, care sunt câteva definiții ale păcatului. Să vedem care sunt efectele păcatului în viața noastră. Să ne verificăm viețile dacă nu cumva suntem acolo în păcat și să vedem ce putem să facem ca să ne salvăm din această stare a noastră. Se spune că Napoleon de ziua lui s-a dus în închisoare și a luat 10 de ținuți și le-a spus în felul următor pe unul din voi Astăzi eu vreau să le liberez. Vă rog frumos, apărați-vă cauza fiecare. O să văd care din voi o să fie mai special decât ceilalți și o să le liberez. Ce fiecare a început. Păi eu am ajuns aici, că nu trebuia să ajung, că eu sunt nevinovat, domnule, zice. Uite ce mi s-a spus, că am făcut asta, dar nu e adevărat, eu sunt un nevinovat. Și-o la al doilea și la al treilea și la al patrulea și fiecare era nevinovat. Și-a ajuns marele general în dreptul unuia care s-a uitat la el și după aceea a pus capul în pământ și a zis Eu nu sunt vrednic să stau în fața dumneavoastră, atât ați de vinovat. Pediapsa care mi s-a dat e prea mică pe lângă ceea ce am făcut eu în viața mea. Eu nu merit să stau aici să discut cu dumneata. Și s-a uitat Napoleon la cei din jurul lui și le-a spus, pe ăsta eliberați-l. Ăsta atât ai de vinovat, zice că nu poate să stea lângă atâția de vinovat. Zice afară cu el, eliberat. Și vedeți în Biblie E exact problema asta a diagnosticului imposibil și putem vorbi mult pe linia leproșilor. Ciudat vorbește Domnul și acolo. Zice, dacă se va vedea undeva carne vie pe trupul unui lepros, e necurat. Dar dacă întreg trupul lui este plin, plin, plin de lepră, în așa fel încât oriunde ți-arunci ochii, e numai lepră, 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 declarați-l curat. Știți ce înseamnă asta? Că înaintea lui Dumnezeu toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, de slava lui. Și nu putem să ne lăudăm cu nimic bun, cum spune Apostolul Pavel, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Haideți să ne uităm puțin aici în textul nostru. Foarte interesant că Domnul Hristos folosește doi termeni diferiți, versetul 2 și versetul 4, atunci când vorbește despre mai păcătoși, mai păcătoși, până la urmă știți care e problema? În Biblie, în realitate, nu există un păcătos mai mare sau mai mic. Toți suntem păcătoși, să știți, toți. Gândiți-vă, spunea odată un om al lui Dumnezeu, că Vechiul Testament, legea lui Moise, are 614 porunci. Sunt 365 cu da și 248 cu nu, cu negație. Și gândiți-vă că 614 inele legate de degetul lui Dumnezeu și unul rupe 20, altul 200, altul rupe în două inele, cu o păcătui de două ori sau în două domenii din viața lui. În iad ajung cu toții. Toți suntem lipsiți și am păcătuit, lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și acum mă uit în textul nostru, în versetul 2, în această expresie mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, Domnul Hristos folosește un termen, termenul dedicat în Biblie de cel puțin 250 de ori, a greșit ținta și putem traduce versetul acesta așa, vin și de fapt contextul istoriei este următorul, vreau să vă fac așa o mică prezentare, o mică paranteză, Istoria spune că Pilat a vrut să-și construiască un apeduct. Vrea să ducă apele dintr-un loc în altul și nu avea bani. S-a dus la Templu și s-a împrumutat, s-a împrumutat, știți dumneavoastră cum, din tezaurul Templului. Ori banii aceia erau considerați de unii evrei bani sfinți, că erau arginții Templului. Și atunci niște galileeni au început să protesteze. Au ieșit la protest pe stradă. Și Pilat și-a înarmat niște soldați, i-a îmbrăcat și pe sub mantalele lor aveau pumnale și să scurte. Și au intrat printre oameni și la un semnal i-au măcelărit pe oamenii aceia, pentru că au vrut să restabilească ordinea. Și cam acesta este contextul, contextul istoric în care noi ne aflăm, cu textul nostru, și bineînțeles că și partea a doua cu smochinul neroditor are legătură cu partea a întâia, pentru că aici vorbim despre dreptate divină, de la versetul 1 până la versetul 9. Și Domnul se uită la cei din timpul lui și spune, măi, voi considerați că ăștia au fost foarte păcătoși? Pentru că s-au răzvrătit împotriva stăpânirii rânduite de Dumnezeu, împotriva lui Pilat? Nu, nu. Dacă voi, nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Dar ăștia nu și-au greșit ținta. Așa am putea traduce aici. Credeți voi că acești galileeni și-au greșit ținta mai mult decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Nu, nu, nu. Toți și-au greșit ținta. Toți sunt sub același imperiu, sub imperiul păcatului și al morții. Și apoi vine Domnul și mai jos. Versetul, 3, verset, versetul 4, versetul 5. Sau zice el, acei 18 înși peste care a căzut turnul din Siloam și a omorât și aici folosește Domnul un alt termen. Credeți că au fost mai datori decât toți ceilalți oameni și vedeți aici face legătură Domnul cu Pilat care era dator tezaurului templului, era dator, că a furat, a luat banii de acolo și era dator și-a venit Domnul și-a zis, voi credeți că Pilat îi dator tezaurului templului? Sau credeți voi că cei peste care a căzut un turn și a nimicit sunt ei mai datori decât alții înaintea lui Dumnezeu? Nu! Ci dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Fraților, surorilor, înaintea lui Dumnezeu, toți suntem datori, datori, datori vânduți. Și Domnul Hristos a folosit de fapt imaginea aia magnifică din Matei 18 cu datoria, cu împăratul și cu datornicul. Imagine magnifică, magnifică de-a dreptul. 10.000 de galbeni să datorezi tu unui împărat și în original scrie talantos și în mulțim 36 cu 10.000 să vedem ce datorie avea omul acela. Cineva a făcut un calcul și a zis că trebuia unui om ca să plătească astfel de datorie, trebuia cu un dinar pe zi să câștige 164 de mii ani. Auziți? 164 de mii de ani. Cine poate trăi atâta? Să poate să câștige, plus că vine dobândă, 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 dobândă și se împilge tot mai încolo, mai încolo datoria. Și nu pot să plătesc și imposibil, e imposibil să plătesc înaintea lui Dumnezeu și vine Domnul și îmi spune aici, vedeți, o greșeală, o greșire a țintei. Dumnezeu a pus ținta neprihănirii în fața primilor oameni, au greșit-o, au luat-o pe alături. În fața noastră am luat-o pe alături. Noi trebuia să fim sfinți, noi trebuia să fim așa cum ne-a creat Dumnezeu, să ne bucurăm de El pe vecie, să avem părtășie cu El. Și am luat-o pe alături prin Adam, prin păcatul care s-a transferat asupra noastră. Plus că suntem datori, datori vânduți lui Dumnezeu și Dumnezeu se uită la mine și îmi spune, tu ești un dator, da, Doamne, ești dator. Pe dacă ești dator, cu ce plătești? Nu știu, Doamne. Și vine Domnul Hristos din cer și plătește El datoria și ia zapisul cu poruncile și îl pironește pe cruce, lăudat să fie Domnul. Dar, fraților, ne întoarcem la tema noastră. Păcatul, păcatul, are aici în textul nostru aceste două definiri: greșirea țintei, ratarea țintei și apoi datorie. Dar mă uit în Vechiul Testament și doar vreau să trecem în revistă. Niște definiții ale păcatului fraților și surori, pentru că aminteam la început, foarte puțin, foarte puțin, de obicei, la ora de rugăciune, de la 9 la 10, vorbim despre păcat, despre apropiere de Domnul, dar în multe biserici, în multe biserici, foarte puțin se mai predică despre păcat, Mulți dintre predicatori consideră că oamenii au ajuns deja într-o mai înaltă și deja nu mai au nevoie de pocăință, pentru că nu sunt păcătoși. Psalmul 51, unul din cei șapte psalmi de pocăința lui David, ne oferă în dreptul păcatului câteva definiții foarte plastice, dar foarte adânci, foarte profunde. Mai întâi uitați-vă și citim și doar comentăm așa scurt Versetul 1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta! După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Aici păcatul este asemănat, să știți, cu o carte. Și în cartea aceasta este scris tot ce am făcut eu, tot ce am greșit eu. Și psalmistul David, după ce intră la, văduva, la, la nevasta lui Urie, la Batșeba și păcătuiește, el spune, Doamne, păcatul meu e ca o carte, te rog frumos, fă ceva și șterge cartea aceasta. Al doilea lucru, tot din psalmul 51, versetul 2, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea. În al doilea rând, păcatul este o haină murdară. Dar haina asta nu-i pe din afară, este undeva pe dinăuntru și nu poate spăla nimeni, nici silitra, nici soda, nici nimic, nimic, nimic de aici, nimic nu poate să spele haina mea de dinăuntru. Pardosul are pete, nimeni nu poate să-i le spele, să-i le scoată. Negrii din Africa au piele așa cum le-a creat-o Dumnezeu, nimeni nu poate să-i albească, spune Cartea Sfântă în Ieremia. Păcatul este o haină murdară, impregnată de mizerie, de culoare neagră, dacă vreți. Și aici se roagă psalmistul, spală-mă cu desăvârșire, 3, tot în versetul 2. Păcatul este o boală de moarte, o boală mortală, curățește-mă de păcatul meu, ca și cum ar fi lepros și s-ar ruga și ar zice, Doamne, curăță-mi lepra, Curățește-mă de păcatul meu. În al patrulea rând, păcatul e o prezență chinuitoare. Îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Următorul lucru. Păcatul este ofensă la adresa lui Dumnezeu. Uitați-vă versetul 4. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. ăsta e fiul risipitor al Vechiului Testament. E exact aceeași, același mesaj pe care îl transmite David în înaintea lui Dumnezeu. Păcatul, uitați-vă, este ofensă la adresa lui Dumnezeu. Versetul 6. Păcatul este neadevăr și nebunie, dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Apoi versetul 8 și versetul 17, păcatul este zdrobire, Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Și vedeți deja astea, lucrurile astea, am putea să întrebăm pe cei care vor să, 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 completeze o cerere de botez. Mă, tu ai simțit lucrurile acestea vreodată? Tu vrei să te pocăiești? Ai simțit zdrobire vreodată în interiorul tău? Ai simțit interiorul tău ca pe o haină murdară? Te-ai simțit lepros pe dinăuntru? Te-ai simțit pângărit pe dinăuntru? Ai fost tu aici adus vreodată de degetul lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu? Dacă nu, Domnul Dumnezeu să acționeze și să te trezească. Fraților, surorilor, e durere pentru copiii care se nasc în familiile noastre și vin aici, în biserică, Vin aici și nu ți născuți din nou și ei ar trebui aduși aici la piciorul crucii lui Hristos să-și recunoască păcatele, să-și vadă ticăloșia, să plângă, să strige după ajutor și să zică, Doamne, ai milă și de mine. Aici trebuie aduși copii ăștia. Și vedeți, David, cât de adânc tratează lucrarea asta, lucrarea pocăinței. Am întâlnit oameni care vin și spun, nu mai tot povestiți că păcatul cu tare. Știți dumneavoastră care? Că și David. Ce și David? Și vin și se ascund în spatele lui David. Nu? David a păcătuit o singură dată și s-a pocăit toată viața. Tu păcătuiești mereu, mereu, mereu și tot mai grosolan și nu te pocăiești niciodată. Asta e diferența dintre tine și David. Și vine Domnul și spune, uitați-vă aici prin David definiția ale păcatului, păcatului nebunie și neadevăr în viețile noastre. Versetul 10, păcatul e nestatornicie, nu mai sunt statornic. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeu le pune în mine un duh nou și statornic și am întâlnit oameni de genul ăsta. Zice, mă pocăiesc, gata, mă pocăiesc. Și se duce și iară cade, și iară să pocăiește, și iară cade, și iară să pocăiește. Și nu vreau să râd de nimeni, că asta e o durere mare și o sfâșiere în inimile multora. El vrea să se pocăiască, el vrea să se întoarcă, dar nu mai poate. Și ar trebui să se roage ca și David, pune în mine o, o inimă curată, zidești acolo că deja ai rămătură. Și pune în mine un duh nou și statornic. Păcatul e lepădare de la fața lui Dumnezeu. Uitați-vă aici, nu mă lepăda de la fața ta. Păcatul e absența Duhului Sfânt din viețile noastre. Nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Păcatul are drept efect lipsa bucuriei mântuirii. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii și sprijinește-mă cu un Duh de bunăvoință. acesta e păcatul. acesta e păcatul. Și am putea să mergem în romani și să vedem alte definiții ale păcatului. Mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie din cer împotriva păcatului și a nelegiuirii a oamenilor care nădușă adevărul lui Dumnezeu în nelegiuirea lor. Se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului fraților. Și să știți și ne uităm că facem aplicație, nu? Vine cineva, zice, băi, ucraineni, ei au îngăduit Dumnezeu peste ei, mă, că uite ce avea, uite ce s au descoperit, uite cât păcat acolo, Domnule. Păi Dumnezeu bine le-a făcut, nu? Așa vorbim noi ăia nepocăiți, așa vorbim noi. Dar spune Domnul că dacă nu ne pocăim toți vom pieri la fel. Nu ziei mai păcătoși ca noi sau mai sfinți decât noi, toți oamenii sunt păcătoși. Noi trebuie să ne pocăim, fraților trebuie să ne pocăim. Vine Apostolul Pavel și în Romani ne vorbește despre mersul acela de sus în jos, descendent în închinare. Omul la început, nu? A început să se închine, vorbea Adam cu Dumnezeu în grădina Edenului și a venit păcatul. Și păcatul a fost înădușit, adevărul a fost înădușit în nelegiuire, în păcat. Și apoi omul a început să coboare în închinare. A zis lui Dumnezeu, nu mă pot închina că e prea sfânt. Dar știi ceva? Omul e făcut după chip și asemănare divină. Hai să mă închin omului. Și atunci apare Nimrod din Vechiul Testament, din Geneza, viteaz vânător înaintea Domnului, în alte traduceri, împotriva Domnului. Și ăsta pretinde, spune istoria, închinare. Și Semiramis, Semiramida care a avut grădinile suspendate, zeița care pretinde închinare și a murit într-o zi și asta. Și vin alții și alții și alții și s-au perindat de-a lungul istoriei biblice și și astăzi. Uitați-vă la dictatorii care există în lumea asta și nu vreau să dau nume, dar uitați-vă la ei, cultul personalității, oameni care cer închinare. De ce? Omul a început să se închine la om, spune Romani capitolul 1. Și când a văzut că nici pe om nu-l poate înțelege, se spune despre un filozof, despre Schiller, că într-o zi mergea, mergea prin, printr-un oraș din Germania, mergea, mergea, să tot gândea, se tot gândea, se tot gândea și tot filozofa el acolo, apuca noaptea și un polițist zice, măi, un derbedeu pe drum, s-o și l a prins de guler. Cine ești tu, domnule? Zice, de 20 de ani mă gândesc cine sunt și nu știu. El se gândea să răspundă la întrebarea ce este omul. Și oamenii n-au ajuns în afara Bibliei să poată să dea un răspuns satisfăcător. Și atunci au zis oamenii, nu-i nimic dacă nu-l înțelegem pe om, atunci ne închinăm dobitoacelor cu patru picioare. Și au început să se închine la câine, uitați-vă în închinarea din Egiptul Antic, din Mesopotamia, au început să se închine la tot felul de dobitoace, la tauri, dacă o să ne uităm la multe imagini din vechime, Alexandru Macedon are corne de taur pe cap, că se considera bietul de el mare zeu și până la urmă a murit, a murit zeul cel mare. Și scria mamei lui scrisori, nu-l certa pe zeu, că ăsta e infailibil. Infailibil e singur Dumnezeu și Scriptura, să știți. Și vedeți, oamenii au coborit în închinare, spune Romani, capitolul 1. Și după ce n-au înțeles nici animalul, că nu l-au înțeles, mai văd cât e o clipire de inteligență la un câine. Oamenii de astăzi închină și ei la animale, nu, nu, să nu credeți că e altfel. O caracatiță vine și le spune pronosticul la nu știu ce echipă care va câștiga. Doamne, ferește unde au ajuns bieții de, a, de oameni astăzi. Sau nu, se uită la, băi, Caracatița zice, am întins brațul către echipa aia, că o fi pus două poze acolo. Și echipa aia va câștiga. Și gata, o zis-o Caracatița. Și o da și nume, are Caracatița nume. Vedeți unde au ajuns oamenii. După ce s-au închinat la dobitoacei cu patru picioare, au ajuns mai jos. Și s-au început să închine la târătoare, și după toate acestea, nu o să, să verificăm în Romani, în capitolul 1, ce Dumnezeu i-a lăsat. Dumnezeu i-a lăsat, Dumnezeu i-a lăsat. Și e cuvântul paradidomii. Ăsta, asta, cuvântul acesta era folosit pentru cei aruncați în închisoare. Dumnezeu i-a lăsat în necunoștință, în nebunie, i-a aruncat în închisoare. Și oamenii n au mai putut să iasă din închisoarea de aici. Asta e cea mai grea și cea mai gravă închisoare. Asta de aici. Să știți. Și astfel, spune acolo, au ajuns plini, dar nu de Duhul Sfânt, de orice nelegiuire și apoi este o listă de păcate, acolo vreo 29, dacă nu greșesc, o listă mare de păcate. Și luăm Galatien, capitolul 5, citim altă listă, Faptele Firii Pământești, și deja astea sunt păcate în care diavolul i-a aruncat pe oameni, i-a aruncat pe oameni. Dar de ce am vorbit de aici din textul ăsta cu tema asta, păcatul pe cale de dispariție? Știți de ce? Am citit că în urma analizei pe care au făcut-o statisticieni în România, față de 2011 s-a triplat numărul de atei din țara noastră, auziți? S-a triplat numărul de atei. Ortodoxii sunt mai puțin cu 2 milioane și vreo 300 de mii. Pentecostali s-au mai înmulțit, au urcat un pic, dar restul jos, jos, jos de tot. De ce? Nu mai ești oamenii păcătoși? Ba da, păcatul e același, diavolul e același. Încă era un frate care a fost invitat în America să meargă să păstorească și a zis Eu mai bine rămân cu diavolul din România, că-l cunosc mai bine." Cel știu mai bine pe la din România, pe a vostru nu-l prea cunosc. Păcate noi, păcate zonale, să știți, sunt și astfel de păcate. Dar, de ce? De ce se înmulțește numărul de atei în România? Și de ce scade, statistic vorbind, numărul de credincioși în numele lui Dumnezeu, care au măcar o, o brumă de frică de Dumnezeu? De ce? Se spune că budismul nu are noțiunea de păcat și mulți, mulți, mulți dintre practicanții, așa zis, a religiilor tradiționale, se îndreaptă spre religiile orientale pentru că acolo nimeni nu le mai zice ești păcătos și poate trăi cum vrea el. Și uitați-vă aici, în textul nostru, aș vrea să extragem de aici câteva chestiuni, și anume, cum fac oamenii. Lucrul acesta, ca să dispară, în ghilimele, păcatul din viața lor. Cum pot să facă lucrul ăsta? Vă mai spun încă ceva și vreau după aceea să insistăm pe trei chestiuni practice și apoi vreau să pun punct. Se spune că în America, pentru că cineva a luat un pui de pisică și l-a aruncat la container și era viu, a trebuit să facă 2 ani și vreo 2 luni de închisoare. Și pentru că o mamă și-a luat copilul care încă mișca și l-a aruncat la container. N-a contat, asta n-a contat. N-a contat, a fost achitată. De ce? Începe să dispară noțiunea de păcat, să știți, noțiunea de păcat. Și vin psihiatri și psihologi și tot felul de oameni și filozofi și încearcă să redefinească păcatul, să-l redefinească. Și deja aici mă duc spre tehnica redefinirii tehnica redefinirii. Sunt oameni care vin și spun, măi, nu îi spune păcat, mă, că îl super, mă, îl ofensez pe om. Spune și tu grășeluță, spune păcătuț, spune altfel dacă poți. Spune deviere psihică, spune deviere morală, spune cum vrei tu, dar mă, nu-i spune păcat. Îl super pe om când îi spui că e păcătos, și vine omul și zice, știți cum? Eram odată în misiune cu fratele Nelu Istrate și cred că eram la Piatra Neamț, vine un om spre noi, eram undeva prin centrul orașului, stăteam, povesteam, era seara târziu după evangelizare, urma să mai stăm vreo două, trei zile acolo și vine un om pe drum și se apropie de noi. Bună seara, cine sunteți? Păi, uite, noi suntem pocăiți, I am zis noi așa zice, eu am o problemă, zice, nu mă pot lăsa de alcool, zice, și, și sora Simida era cu noi și spune, uite, dânsul e preot, nu vrei să rogi pentru tine? Ba da, s -o și pus în genunchi acolo, pe marginea drumului. Și fratele Istrat își pune mâinile peste el și începe, Doamne Dumnezeu, ai milă de omul ăsta, că zice, e alcoolic. Dar lui nu i-a plăcut. O zis, spune lui Dumnezeu că-s mă, nu zice alcoolic. Ce spune că... Vedeți? Vedeți? Redefiniri, redefiniri. Și noi, atunci când vine copilul și spune, tată, mamă, uite cu ce mă confrunt, asta e problema mea. Le dăm calmante spirituale și redefinim păcatul și Dumnezeu s-ar putea să se supere pe noi. Poate ați auzit de naturalistul acela care a ajutat un fluture să iasă cu forfecele. Bietul de el era începător și l-a făcut handicapat pe fluture. În momentul când fluturele încearcă să iasă din coconul ăla, nu? În momentul acela se eliberează în aripile lui niște fluide care îl ajută să zboare. Ori când copilul vine și plânge și îți spune, spăcătos, lasă-l să plângă. Lasă-l să plângă. Nu îi spune, dragul de tine, calmează-te, liniștește-te, Dumnezeu te iubește, astea sunt calmante spirituale, algocalmine spirituale. Nu, nu, nu redefini păcatul. Nu-i spune altfel. Nu-i spune că toți oamenii scam la fel. Nu-i spune că sunt unii mai păcătoși unii mai puțin păcătoși și el nu păcătui chiar așa de mult. Nu! Lasă-l să plângă, să-și plângă păcatul și du-l la piciorul crucii lui Hristos. Și spune-i, numai unul singur poate să-ți ierte păcatele și vina ta. Și omul ăsta, copilul ăsta, oricine ar fi, femeie, bărbat, nu contează. Trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, aici a căzut fierul în apă. ăsta e păcatul, ăsta e păcatul, ăsta e păcatul. Te rog, lucrează, șterge-l prin sângele tău. Și atunci Hristos se atinge de el și îl șterge și face un om nou din el. Doamne, cercetează-ne! tehnica redefinirii. Dar în textul nostru mai există încă cel puțin două tehnici. Tehnica refugiului. Adam și Eva au păcătuit. Mai întâi s-au refugiat în spatele decorului și au făcut niște șorțuri din frunze și apoi s-au furișat unul în spatele altul. A venit Dumnezeu, mă, cine e vinovat? A, femeia. Femeia, cine e vinovat? Șarpele tot altul, altul, altul. Tehnica refugiului. Mă ascund în spate la alții. Uitați aici, tehnica refugiului. Aici, aici, în textul nostru. Ăștia au păcătuit. Pilat i-a lovit. Ăștia sunt păcătoși, domnule, eu nu sunt păcătos. Ăștia sunt Tehnica refugiului. Mă ascund în spate la alții. Asta am avut-o și eu. Cântam în cor, n-am fumat, n-am băut vă pot spune paranteze. Am tras odată un fum dintr-un chistoc, m-am înnecat cu fumul și viac n mai. Asta a fost în copilăria mea. M-au îmbătat vecini odată, că mi-au dat să beau Coca-Cola, dar m-au îmbătat, că au vrut să râde de pocăiți. N-am mai băut eu. Conștient, în mod conștient, n-am făcut-o niciodată. Stăteam la cor și cântam în câmpia și venea, a, îl are nevoie de pocăință, domnule, l ai păcătos, domnule. Eu l-am văzut, ăla ai bătea pe copii la școală, ai ce bine că o venit aici, vorbește, domne. dar mie să nu vorbească. Eu eram un vinovat. Și-o trebuie să vină domnul și să-mi spună, măi, nu te mai furișa în spatele altora. Nu ne furișăm în spatele galileenilor, nu ne furișăm în spatele celor 18 inși peste care a căzut un turn, nu ne furișăm în spatele ucrainienilor și a rușilor și a chinei, nu, nu, nu și nu. Eu sunt Doamne, de ce o zis Apostolul Pavel? Adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care spune Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâie Nero, așa o zis? Nu! Cel din tâi sunt eu. De ce? În șiragul acela de oameni care are nevoie de pocăință din vremea mea, eu trebuie să fiu primul ca să mă ierte, primul Dumnezeu și primul să mă trimită în lucrare. Nu stau la codă, nu salun milionul, poate nu mai vine rândul niciodată, poate pe parcurs mă răzgândesc și mă duc în altă parte. Dumnezeu așteaptă în seara asta să zici, eu sunt Doamne, eu sunt păcătos și te rog ai milă și de mine. Doamne, cercetează-ne! Asta e tehnica refugiului. Și apoi este tehnica minimizării. Și asta o luăm și o aplicăm de multe ori. Uitați-vă aici. Tehnica minimizării. Un păcat mai mic, un păcat mai mare și Domnul zice, nu, nu. Vulpile mici, vulpile mici. Astea strică viile în floare. Fraților, la toate aceste lucruri domnul Isus Hristos vine și aduce o singură soluție, pocăința. Doamne ajută-ne. Amin.